Salutare și bine v-am găsit în Pisieria, eu sunt Mihai și astăzi vă arăt cum puteți reseta Windows 10. Tot ce trebuie să faceți este să vă duceți pe meniul de start, apoi în aplicația Settings, la mine merge mai greu că e mașina virtuală mai ciudată, Update and Security și aici aveți Recovery. La Recovery dați click pe Get Started sub Reset this PC. Și aici sunt două opțiuni, Keep My Files și Remove Everything. Ce înseamnă Keep My Files? Înseamnă că se păstrează toate fișierele pe care le aveți în sistemul de operare, nu și aplicații. Dacă, de exemplu, aveți documente Word sau PDF-uri sau eu știu ce alt tip de fișiere, ele se păstrează, nu se șterg chiar dacă sunt pe partea C. Remove Everything, în schimb, șterge toate fișierele. Și la Remove Everything avem două subopțiuni, le-aș spune eu. Prima dintre ele este Just Remove My File, care face o ștergere, să zicem, de ochii lumii. Ascunde acele fișiere de sistemul de operare. Este ca atunci când dăm Shift Delete la un fișier și după aceea putem recupera cu un soft, să zicem, Recuva. A doua subopțiune este Remove Files and Clean the Drive. A doua subopțiune șterge fișierele de într-un mod securizat, rescriind peste ele. Și atunci ele sunt mai greu spre deloc recuperabile. Recapitulăm pe scurt. Prima opțiune șterge doar aplicațiile și unele setări. Nu se șterg fișierele. A doua opțiune, oricare dintre cele două subopțiuni veți alege, se vor șterge fișierele. Într-una se șterg de ochii lumii și într-una chiar se șterg fizic, fiind rescrise acele sectoare cu bits random pentru că ele să nu mai poată fi recuperate. Hai să dăm click pe una dintre ele, zicem Just Remove My Files. Așteptăm puțin pentru că sistemul de operare trebuie să facă niște verificări, să vadă ce și cum se va șterge, după care o să ne apară un mesaj Resetting will remove all the personal files and user accounts on this PC. Deci să șterg toate fișierele personale și conturile de utilizator. All the apps and programs, toate aplicațiile și programele, aplicațiile se referă la aplicații din astea moderne și programe. Și any changes made to settings. Orice setări ați făcut voi la sistemul de operare vor fi date pe default, la valoarea inițială, cum erau ele. Și this will take a while and your PC will restart. Deci astea sunt cele două opțiuni prin care puteți să vă resetați calculatorul. Ori vă păstrați fișierele, ori nu vă le păstrați și ștergeți fișierele. Oricum, în oricare din situații se pierd setările și aplicațiile. Și ar mai fi o chestie în Windows Security, cred. Aici aveți Fresh Start. Fresh Start este o opțiune prin care puteți să vă resetați Windows-ul, dar să rămână anumite fișiere. Și dacă dăm click aici pe Additional Info, putem să dăm click pe Get Started și să înceapă procesul acesta de Fresh Start. Fresh Start este altceva, nu este chiar un reset propriu-zis, este mai mult o curățare a sistemului de operare, o aducere a lui la zi. Dacă dăm pe Get Started, o să apară This will remove all apps and programs except those that came standard with Windows. Adică aplicațiile care vin cu Windows, gen Photos, Movies and TV și mai departe. Any store apps installed by your manufacturer will also be kept. Adică dacă, de exemplu, Lenovo pe laptopul vostru a pus o aplicație de Power Management sau ei pun tot felul de aplicații și acelea vor rămâne, your device will also be updated to the latest version of Windows, ceea ce un lucru bun, se face forțat update la ultima versiune de Windows, your personal files and some Windows settings will be kept. Fișierele personale și unele setări ale Windows-ului vor fi păstrate. Nu toate setările Windows-ului. This process could take 20 minutes or longer depending on your device. Aici m-aș îndoi foarte mult pentru că dacă aveți o conexiune de net foarte, foarte slabă, s-ar putea ca download-ul ultimei versiuni de Windows 10, în cazul în care nu aveți pe device-ul vostru, să dureze destul de mult. Cam asta a fost. Eu am fost Mihail, voi ați fost în Pisieria. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să dați un like, un share, să-l vadă și prietenii voștri și dacă sunteți nou, să dați un subscribe acestui canal. La revedere, o zi bună!